Din păcate, acest Partid Liberal, și nu mă refer acum la simpatizanții și la membrii Partidului Liberal, care în momentul în care au aderat la acest partid sau au susținut acest partid, au crezut sincer că liderii acestui partid sunt oameni sinceri, sunt oameni onești, chiar vor ceea ce declară. Chiar vor să se întâmple ceea ce declară. Eu cred că demersurile lui Ghimpu în ce privește demiterea lui Dodon sunt la fel de sincere ca și demersurile lui în ce privește unirea. La fel de sincere. Platforma de Unitate și Adevăr își are agenda sa. Se cunoaște foarte bine care este modalitatea în care poate fi suspendat un președinte. Și vreau să vă întreb dumneavoastră, dar are în momentul de față Ghimpu două treimi în Parlamentul Republicii Moldova pentru a realiza acea suspendare? Doar este partener de coaliție împreună cu Plahotniuc. Domnule, scoateți-l, domnule, odată. Dacă a greșit grav Constituția, pentru că așa spune articolul 79, dacă bine mi-amintesc, dacă nu, s-ar putea să greșesc exact articolul din Constituție, pentru acțiuni grave care încalcă Constituția Republicii Moldova, poate fi suspendat cu două treimi din voturile parlamentarilor. Așa. Din păcate, eu nu sunt în Parlamentul Republicii Moldova și nici doamna Sandu și nici alte partide cu adevărat antioligarhice ca să-și poată da votul pentru suspendarea lui Dodon.